Morning Glory, Morning Glory. Dă cu spray la subțiorii. Așa, am revenit în studio, am plăscăit un pic inaugural, practic 40 de minute peste ora 9 și 7 minute aici la Morning Glory, Morning Glory, și îl avem invitat pe actorul Ișvan Teglaș, care diseară are și spectacol Furtuna. Da, de la ora 7. La TNB ăsta, nu? Da, da. Și durează joacă mult. Nu? 4 ore aproape. 4 ore? 3 jumate, tot cu pauză. Oh, da. E greu. Da, e foarte greu. Mamă, mamă. E normal că bei vin roșu seara. Da, abia aștept. Ca să-ți revii. Da, un spectacol e o ocazie bună dacă... Bun, acum înainte de a merge, de a vă uita pe programe și de a-l căuta pe Ișvan, să vedeți în ce spectacole joacă sau dansează. Nu, mai joacă în ultimul. Joacă mai mult? Bine. Așa, o să ne orientăm un pic către chestionarul Morning Glory, Morning Glory. Spune-mi niște întrebări și tu eventual răspunzi, dacă e. Sau nu. Da, evident. Tu că ești ungur și poți să... Și poți să nu înțeleg. Să spui nem tu, domn. Așa. Care a fost clipa ta de glorie anul ăsta, anul trecut? Acum profesional vorbind? Cum vrei tu, cum simți tu că... Cum facem? Cred că acum o săptămână, două sau ceva, când am terminat niște filmări și am avut un fel de... Adică am simțit că s-a întâmplat exact ce mi-am dorit. Acum, dar nu vreau să dezvolt mai mult acest subiect. Mă bucur. Și filmări eu? La un film sau la... Cum? Ai jucat într-un film? Da. Joci într-un film? Da. Așa, bravo. Da. Super. Mulțumesc. Ai o problemă cu cineva sau cu ceva acum? Nu, de ce? Nu, te întreb. Nu, era de aici, nu. Minți. Nu. Ce vrea lumea de la tine, de obicei? Dar chiar ce vrea oare? Da, chiar. A? Eu mă chinui să-i conving să vrea ceva de la mine. A? Cred. Mai a, ca să obții roluri și să... Nu, nu în sensul ăsta. Dar în ce sens? Vine doamna de la... Da, vine. Da. Ți-a adus apă, cred. Mulțumesc. Ce drăguțe sunteți. Mulțumesc. Mulțumim. Da, așa. Nu știu ce vrea lumea. Nu știi. Un moment penibil de care ți-amintești, în afară de la cu rockerul. Sunt foarte multe. Zi unul așa mai simpatic. De exemplu, ieri am vrut să dau mâna unui coleg și i-am întins mâna și am rămas în aer că a trecut pe lângă mine. Nu l-am observat. Și eu, pentru că nu mi-a, adică nu-mi venea să cred, stăteam cu mâna în aer. Și mai erau cinci oameni care se uitau la mine și zic, ce faci? Păi, întind mâna. Și ăla ce ți-a zis? Păi nimic, nu, a plecat mai departe. Ai, de capul meu. Dar astea sunt aproape zilnice în viața unui actor. Ah, da, adică a făcut intenționat nenorocitul? Nu cred. Cred că suntem prea cu capul. Ah, sau ceva. We are with the head. Da. Și adică, pentru că și eu fac lucruri de genul ăsta altora și după aia când mi se întâmplă și eu iau foarte, adică e ciudat. Și vrei să vorbim despre asta? Nu. Ți s-a interzis vreodată accesul undeva? Probabil că da. Probabil să mă uit că la televizor. Sigur. Mama. Să te uiți la televizor? Să nu mă uit la televizor. Ah, da. Știu că m-am închis în casă odată, ca să nu mai plec, și am ieșit pe, mă rog, baia avea un geam înspre scară și am ieșit pe acolo. Ah, frumos. Deci nu mă oprești. Cuvântul sau expresia care te enervează la culme acum, Ișvan Teglaș? Nu, cred că contează cine spune mai degrabă decât... Adică n-ai ticuri din astea pe care le folosești toată lumea, gen? Nu. Cumva. Păi eu folosesc în continuu cuvântul cumva. E cumva... Cumva sigur... Cumva sigur, da. Mi s-a spus că folosesc în continuu acest știu, cuvânt. Știu, tagma voastră suferă de acest cumva care aproximează tot ce este ferm, categoric, absolut. Da. Da, știu, am observat. Foarte mulți actori folosesc acum, da. Dar oare de ce? Nu știu. Și mulți din publicitate. Uh-huh. Nu știu, e un nou deci. E... Da. E o molimă mică, nu o molimă mare. Dar eu de mult fac asta. Dar e mai, știi, pe genul frumii, așa, drăgu, așa. Eu
dacă nu-ți convine partea implacabilă a vieții, cumva poți să, știi, să te... Da, nu știu, adică eu, de exemplu, nu folosesc așa. Cred că lucrurile toate legate de ce facem, ce zicem, sunt atât de... Dar nu e cu clar. Mai mult sens, încât... Și eu nu vreau să fie foarte clar ceea ce spun. Adică vreau să se înțeleagă și ce e în spatele gândului sau al cuvântului și atunci cumva fac să... Cumva aș vrea să spun altceva decât ce spun. Exact, acum. Da. Aha. Ai un tic verbal? Cumva... Cred că... Parcă... Probabil, da. Că sigur. În ce film sau în ce carte ți-ar plăcea să trăiești? Ișvan Teglaș. Păi... Acum, că tocmai vorbeam despre Patti Smith și cred că în cărțile, dar trăiesc în cărțile, adică cumva e... Da. Cumva a trecut un tir, da. Da. Cărțile ei pe mine mă fac și am tot recitit cărțile ei. Ale și... cui? A lui Patti Smith. Ah, ok, așa. Și câteva zile sau chiar o săptămână pe stradă sau nu știu ce, am stația că văd același lucru pe care descrie ea sau, adică e foarte... Ah. Fac asta oricum. Și aproape cu toate cărțile pe care le citesc, pentru că, citesc și cărți mișto, că nu pot să citesc altceva. Bine. Tu ești un tip mișto. Adică, na, mă rog, hai să aia, lăsăm asta. Da, așa, bun. Hai că și-am mai dat drumul puțin. Care îți plac mai mult? Soliștii, basiștii, chitariștii sau toboșarii? Deși n-a spus muzică și nici nu te interesează. Băi, toți, adică mi se pare că toți au câte o lume foarte mișto. Care e ultimul concert la care ai fost? Am fost la Queen, care a fost anul trecut. Nu știu, ceva. Dar nu mi-a plăcut. Adică îmi place de domnul ăla care cântă. Da. Da. Îți faci selfie-uri? Deloc. Urăsc. Ai cont de Instagram de astea? Am, da. Pui mâncare pe el? Da, dar după aia le șterg. Deci cumva nu le pui. Cumva le pui, ba, și da, nu le pui. Restaurant, mama a adus un tort Doboș, apropoc, nu? Și l-am pus pentru că mi se pare mișto. Da-ți arăt mai încolo. Voi ungurii, când vedeți firma Boss, citiți Bosch. Bosch. Uite, Bosch. Uite. Poți să faci asta? Oh, foarte mișto. Dar nu poți să mergi mai mult de o felie, pentru că... Păi nu, n-ai nicio șansă. Nu. După aia. Mamă, dar foarte frumos arată. L-a făcut mama ta? Nu, este o doamnă care face. Ah. Costă 100 de lei dacă vrei comand. Și câte chile are? Nu știu, dar e... Pare așa. Mare așa. Da, e mare, da. Mamă, e foarte periculos, da. Dar e foarte bun Doboș. Da. Eu sunt singurul care reușesc să mănânc aproape chiar 3 felii. 3 felii? Da. Lumea o singură felie. Dar ți-ai făcut vreodată analizele după aia? Nu. Păi să ți le faci, nenică. Mă culc după aia, de obicei. Cum să te culci după ce mănânci Doboș? Trebuie să fac comportament de boa constrictor. Da. Înghiți o gazelă și după aia te duci să... Da. Dar cum trage un șarpe pe dreapta? Ha? Cum face? Ai văzut vreun șarpe dormind așa? Sau cu burta în sus? Dorm oare șerpii cu burta în sus? Să tui așa cum... Ce mișto ar fi să faci poze cu șerpi în ochi de pisici. Șerpi din ăștia care se alintă. Cuddling așa. Cu șerpi. Bun. Un sunet care îți place foarte tare, pe care îl consideri irezistibil. Asta, uite, de exemplu. Nu am. Nu? Storsul unui coș? Oh, cum e? Ce? Storsul unui coș? Băi, termina! Băi, ce om! A lucrat atâția ani în presa de calitate. Incredibil. Când erai mic, ai tăi spuneau mereu că... Nu spuneau nimic. Ah, nu prea ținea legătura? Ba da, dar spuneau mereu că... Da. Nu exista. Ceva, mănâncă tot. Nu. Nu te mai scobi în nas. Nu. Nu o să reușești în viață, genul ăsta. A, asta da. A. Deci cumva îți spuneau. Cumva, da. A, că nu o să am bani. Da, stai, că asta mi se spunea. Că nu o să am bani. De ce? Că, și într-adevăr, foarte, foarte târziu am reușit să
fac bani, mă rog, în sensul ca să pot să trăiesc din banii mei și să nu mai trimită mama sau ceva de genul ăsta. Pe la ce vârstă? Până cu... până a, 28, cam așa. N-am 28 ce? Bani. De ani. Până în 28 de ani, nu... A, până în 28 de ani. Și acum câți ani ai, iartă-mă? 36. A, dar ai scos un timp bun. Să zicem. 8 ani de independență, e ceva. Da, dar credeam că nu se va mai întâmpla niciodată asta. Adică credeam că mama o să-mi trimită bani și aia e. Mamă, dar ce viață ai avut. Da. Nu pleci niciodată de acasă fără? Rucsacul meu. Așa, rucsacul tău. Dacă mâine ar veni apocalipsa, ce ai mâncat la ultima masă? Ce aș mânca? Da. Boa, ceva foarte bun. Gen? Cumva, ce ai mâncat? Nu știu, fazan sau ceva de genul ăsta. Iepure? Sau căprioară? Primul om care ar mânca iepure, da. Care vine aici, de când există această emisiune. Pe ce, nu-ți place? Ba da, îmi place, dar nu vrea nimeni să mănânce iepure. Da, de ce? Pentru că face ouă. Păi nu mai vrea. Da, întrebarea e cine. Îți mulțumim, Ișvan Deglaș. Și eu mulțumesc foarte mult. Și ne bucurăm că... Eu mă bucur că te-am cunoscut, e prima oară când ne întâlnim. Și o să vin și eu să văd. Adică ar trebui să-mi reiau viața cultural artistică și să vin și eu la teatru. Și mi-a scris mai devreme un prieten, Amy. Nu știi pe Amy, Părgu? Mi-a trimis un cică. De ce sunt foarte buni actorii iranieni? Pentru că în fiecare scenă de film pe care o filmează, ei fac la fel. Credeam că e pe viață și pe moarte. Nu, nu, nu. Fiecare scenă. Nu, nu, nu. Nu, că eu așa fac. Da? Bun, deci... Așa, bun, gata, lăsăm vrăjeala, ne auzim mâine la Morning Glory, Morning Glory, până una alta, Ioana Epure, Laura Popa, Mihai Vasilescu și Horia Ghibuțiu, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Îi mulțumim și noi lui Ișvan Deglaș, care a fost alături de noi în ultima oră de emisiune și, nu în ultimul rând, din regia tehnică de emisie, Răzvan Exarhu, vă pupă pe ceacră, la fel ca de obicei, dulce, 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 și nu uitați ce a spus poporul român după ce a auzit tradiționalul Hristos a înviat. Ce a spus? Cine? Cine? This is Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?